Totuși, hai să documentăm asta. Ce se întâmplă, Boxy? Fă un rezum. Că mi se pare interesant așa suntem, ca suntem într-o situație de... S-a oprit și camera aia. Suntem într-o situație de criză. La show-ul ăsta este Natanticu pe afiș, pentru că așa s-a făcut afișul, așa s-a făcut line-up-ul. Și l-am sunat pe Natanticu să-i zic că mai are 12 minute să ajungă și Natanticu mi-a zis că nu are cum să ajungă în 12 minute, că el nu știa că are show la Comics astăzi. Și acum eu încerc să-i zic lui Toma să stea un pic mai mult și nu am cum. Mă sună Natanticu. Hai bun, să vedem ce ia să vedem ce zice Natanticu. Da, Nata. 17 minute. Ok, hai că văd. L-am rugat pe Toma să stea 30. Am scris încă n-a văzut. Dacă se dă jos, urc eu și te aștept. Nu știu. Ațuro, Ațuro, da, ai și la Ațuro. Da, îmi pare rău, Șorea, știu că Șorea e de vină pentru tot ce e rău în lumea asta. Da, te-a păcădit, îmi pare rău că te-a păcădit. Te aștept, hai că fac eu cumva. Pa, pa. Urc eu. Bă, timp pe scenă până la urmă. Da, foarte valoros. Deci Toma mai are de stat teoretic 8 minute din momentul ăsta. El nu știe că... Nu, el nu știe ce urmează. El nu știe. Nu. Că Natanticu vine în 17 cel puțin. Nimeni nu știe asta. Nimeni nu știe. Nici măcar Natanticu nu știe. Nimeni nu știe asta. Bun, o să fie o seară interesantă. Rușii cu aia îți devină, eu zic. Eu mă duc să schimb bateria la cap. Oameni dragi, ăsta a fost spectacolul din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează pentru voi, Sorin. Întârzie Natanticu? Mai stau eu un pic. Vă mai zic o poveste. 10 minute, ok. Întârzie Natanticu. Pula mea. La chimă până Natanticu. Triplu vă luați banii înapoi dacă scuzi Natanticu. La ia bilete acolo. Ia bilete. Vine Natanticu acasă la voi și vă face spectacolul. A fost la... Asta e o poveste? Asta e... Să zici muieșul Natanticu. E, nu pot, că el la televizor și vreau și eu să apară la televizor și îți vreau să-l periem frumos, să fie pe Natanticu, mă, da, nu se face, da, da, hai că e ok, nu să, să nu mai faci, nu ai bărat, dar totul să mai facă și noi să când apar și eu la Pro, te rog, sau mă rog, unde e, nu știu unde e, în fine, am fost la, asta e o poveste nouă, n-am încercat-o până acum, e doar, mi s-a întâmplat și mi s-a părut că ar fi ceva de vorbit aici, am fost la Sinaia la un moment dat cu o femeie și... Să-i zicem femeie. Am fost la Sinaia. Live update. Au mai trecut 10 minute de când trebuia să coboare Toma. Natanticu încă nu e aici. Eu i-am zis să stea 10. Și dacă stă 10 fix, că Natanticu nu a ajuns, n-am rezolvat nimic. Nu prea am rezolvat nimic. Toma e... Toma își face treaba. Toma... A venit Natanticu? N-a venit? Mai am povești, mai problemă. Ce muist! Ce jegoză! Mai calcă Natanticu vreodată la comistru. Fut-ul în gură să-l fut de... Dar nu-i ziceți dacă vine. Vreau și eu să apar la televizor. Nu facem așa. Muistu, puli. A venit? N-a venit, nu? Nu e, nu e aici în sală. Nu, că mi-aș pula în morții. Mă să vede muist. Nu vine el să... Aveam o vorbă când eram la mine în cartier, când eram copil, când eram mic, mai mic. Nu cu mult, n-am fost cu mult mai mic. Un pic, am fost un pic mai mic. Eram un pic mai mic. A venit! Natanticu, suntem prieteni foarte buni, Natanticu. Suntem... Mereu l-am apreciat ca om, ca actor. Extraordinar. Extraordinar persoana Natanticu. Vă las cu Natanticu, haide, o seară frumoasă, pa, pa. Bun! E, bună seară, mulțumesc mult de tot că ați acceptat pe Toma. Sunt că nu-l suportați și asta. Nu. Eu să știți că eu n-am știut că am spectacol azi și am cer scuze, n-am apucat să beau.
Voi puteți aplauda în stânga. Mamă, câte scârbă. Bine! Am văzut. Nu știu ce să zic. Terminat sunt. Am vorbit un pic cu soția. Ce zici, Toma? Ce să zic, m-am dansat foarte, a fost foarte cool. A fost fain, nu? A fost foarte fain și pentru că până atunci, până să aflu că nu ajungem la tanticul la timp, a fost un spectacol bun, am improvizat mult în el, m-am jucat, am vorbit cu oamenii o grămadă și a fost nice. Și pe aia s-a potrivit foarte bine, cum să zic, personajul ăsta și toată atmosfera cu oamenii. Au înțeles foarte clar când, că era... Și sfârșitul a fost... Timingul a fost foarte bun. Hai să facem o rubrică, dacă toți suntem aici. O rubrică care se numește, știi că facem din alea, prezentatoare meteo sau porn, okay, din alea. Da, da, așa? Da. Avem boschetar sau nu? O să zic, știi ce o să zic? O să zic că este boschetar. Pentru că are o geacă de piele sub vreo două canadiene, sub două alte geci. Și dacă nu era boschetar, o scotea pe aia pe afară. E boschetar. E boschetar? Da. După... foarte greu de zis. Setting-ul te păcălește. N-aș zice că un boschetar ar ajunge într-un astfel de setting. Pe de altă parte, e în interior, dar e închis până sus, ceea ce ar face un boschetar. Asta închis mereu, că nu știi când mai dai de căldura aia. Dar cred că ăsta e român. Și atunci o să zic că este o persoană publică cunoscută și că nu e boschetar, de frică să nu mă prindă pe stradă să mă bată. Un comedian, Big J. Okerson îl cheamă. Ok, și nu e român. Nu e român. American, activează pe la New York. După păr, o să zic că e boschetar. Atâta. N-am altceva după ce să judec. E boschetar. E boschetar. E și a fost boschetar. E, cred că aici încă era boschetar. Așa. E un boschetar celebru? Boschetar care a devenit celebru și a devenit neboschetar. Vocea de aur a Americii. L-a luat la radio, l-a dublat bine. Chestii. Are o voce foarte... Are o voce foarte... Morgan Freeman. Așa. Why you do this to me? Bă, e greu. E foarte greu. Dar nu cred că l-ar lăsa poliția română să poarte. Decât dacă l-ai prins, dacă e prinsă poza imediat, dar are sticla în mână. N-ar fi, dacă ar fi poliția, n-ar umbla cu sticla cu băutură în mână. Boschetar. Boschetar. E ciupete din vasul lui. Da. Asta o să zic... Din nou, te induce în eroare că e în interior. Îți creează... Ia zi, Bobby. Tu știi cine ăsta? Nu știi. Nu știi, Bobby. Știu exact. O să zic că nu e boschetar după cămașa de dedesubt. Aia e călcată. Asta te face să crezi că nu e boschetar? Da. E singura chestie? Singura chestie. Tu nu știi cine e omul ăla? Nu. A, stai un pic. Acum că zici. Da, cred că știu cine, dar am scapă numele. Dave Attell. Dave Attell. E Dave Attell, așa. Doar din mine. Așa o să ajungeți cu toții. Asta e, ți-am văzut reacția, nu-mi gândi, asta e reacția. Vai de mine. Ce, de ce? Da, boschetar, aici e clar. Aici e clar, da, că n-am, e clar. Boschetar, da. Să-mi uită că nu știu. Încerc mai repede. Ce relaxat e, Nathan. Am târziat 15 minute în Atlanticul, a stat Toma 40. Așa. Și acum a venit și a zis că stă maxim 20. Și iată-ne. El a zis că stă 15, s-a zis că stă maxim 20. El a zis că stă 15. Ai văzut ce e afară? Când i-a zis asta, cum a zis când se pământăm? L-aș și mărăit pe Tyson, să-mi te mărânt. Vă dau un exemplu. Dacă acum am primit sub, toată lumea se bate cu toată lumea. Aici, să-i zic un scandal. Toată lumea se bate cu tatăl, bravo, frate. Adică am atâta din partea la Toma. Nu știu, v-am înțeles că astfel de glumă. Un weekend aproape perfect. Nu chiar perfect, aproape. Hai, v-am pupat. Te aplaudim pe cele astfel de glumă. Care bine, pa! Mi-ați luat de mâncare. M-am mătapurat. Deci ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că eu am uitat că am spectacol în seara asta. Mm-hmm. Și aveam burger în gură, vă jur, abia venit. Și m-a sunat Boxy și mi-a zis, mai ai 12 minute. Și zic, pentru ce?
că e Toma pe scenă și mai are 12 minute. Și am zis, spune să stea 25. Și am venit la spectacol. Așa. A stat Toma 38. Așa. Și Boxi mi-a zis, stai până în 20. Am înțeles, cel puțin 20. Și eu nu mă mai opream. Eu vreau să mai stau, că mă simt foarte bine. Important e că ne-am luat banii, mă doare capul de mă... Doamne, ce palme. Îmi pare rău, eu am înțeles, Boxi, jur. Eu am înțeles să stau cel puțin 20, jur. Păi nu, eu ți-am zis până în 20, tu mi-ai zis 15 și eu ți-am zis perfect. Ai zis asta până... Eu am zis? Da, tu ai zis 15. Eu am spectatul la 0, dar nu mă duc. De unde e? Din Germania, de la Sparanger. La Tandicu Cosmic, dacă mă... Ce ne-o? Da! Ia uite cum... Da, vă rog! La 0, acum vin! 12 minute! Auzi, pisici pe mașini. Ce? Cum zici? Boschetar sau nu? Nu. Deci eu cred că e actor. Îl cunoști? L-ai recunoscut? Nu, dar apare actor. E boschetar? Uh-huh. Wow. Nice. Boschetar cool. Mai departe. Da. Aș zice boschetar. E boschetar, nu? Nu. Dar ce e? E comediant. Eu nu urmăresc. Așa, ăsta boschetar, clar. Boschetar din Rusia, Russia Today. E boschetar, dar e american. Golden Voice, radio, da, ceva. Da, știu. Da, ăla e. Cred că a ajuns super bine după aia. Mm-hmm. Dar aici încă era boschetar. Foarte gros. Wow, sper boschetar. Pare să aibă uniformă. Are un plover ceva. Mm-hmm. Boschetar e ciupete din Vaslui. Ciupete? Asta nu-i boschetar, prea bine îmbrăcat. Cine e ăsta? Comediant. Îl recunoști? Nu, dar risc. E incredibil, 0 din 3, niciunul dintre voi nu l-ați recunoscut pe Dave Attell. Ah, Dave Attell. Dar era mult mai gras aici, nu? E acum. Oh. E destul de recentă. Nu arată prea bine, pe el îl știu. Nu e boschetar. Zici? A fost și la noi. Da, nu pot să știu. Bănuiesc că nu e boschetar. Da, știu cum îl cheamă. Îl cheamă... Stai așa. Care un nume din ăsta... Trebuie să tai. Ce lapsus am. Și ieri am vorbit cu el. Ai vorbit ieri cu el? Hai să mă încălzesc eu și să intru. Mirel. Așa, Mirel. Popinciuc. Gata. Băiatul ăla ce e? Boschetar sau nu? Boschetar. Boschetar. Tatăl meu a fost boschetar. Te vii dintr-o linie lungă. A boschetat. În alte sfere. Decât o să lași dacă asta aici. Ce porți pe tine? Ce? Port pe mine un fanorac Hoodigans, făcut de Hoodigans. Hoodigans.com. Găsiți fanorace pe Hoodigans.com. Chiar găsim? Da. De luni intră. Ah. De luni se pot cumpăra fanorace. Bun. Avem următoarea rubrică, Sorin. Hai, lasă-mă. Boschetar sau neboschetar? Te uiți la poze? Te uiți la poze și zici dacă e boschetar sau nu e boschetar. A, așa, ok, bun. Ăsta, neboschetar. După ochi. E boschetar. Ăsta e boschetar? E boschetar. Extra. Ăsta pare a camionagiu mai mult. Așa. Nici măcar a boschetar. Nu e boschetar. Nu știu cine. E comediant. Bun, deci nu e boschetar. Nu e boschetar. Dar câștigă ca unul. Așa. Ăsta. Asta nu e boschetar. Nici nu știu cine e, dar nu e boschetar, asta știu. A fost ceva. În poza asta era încă boschetar. A, și după aia nu mai e boschetar, nu? Da. Adică a fost boschetar și după aia nu mai... Da. Știam ceva cu... Ăla cu vocea. Da. Nu ai să ascuns. Da. Asta e boschetar. După ce? Poliția română, boschetar. Ciupete din Vaslui? Da. A primit o uniformă sau a furat-o? A făcut rozea. Când dar primești, e boschetar. Când primește bani se învârte. Da? Toarnă așa monede dintr-un pumn în altul și face piruete. Ăsta e ciupeta noastră. A, Dave Attell. Te surprinde faptul că ești singurul care l-a recunoscut până acum? Nu te cred. Da. Serios? Toma, Popescu, Natanticu, nu știu cine. Dave Attell, dar e un pic hobo așa, dar nu înțeleg de ce. Are el acum un film așa cu hobo sau așa el? Așa, are și o vârstă, dar cam așa se îmbracă. Eu cred că ce se întâmplă este că... În viața ai nevoie de... Ăsta e boschetar, clar.
venire. N-aveam cum să nu fac gluma asta că era aici. Asta e boschetar. Cristiane! N-am cash să plătesc, mai aveți bani la dumneavoastră? Da, gata, să terminăm, să terminăm. Gata, ok, scuze, deja intrăm în private? De ce arată Dave Attell ca un boschetar? Dave Attell arată ca un boschetar pentru că nu există în viața lui o femeie care te ține un pic pe linia de plutire. Femeile îți țin acută rețeaua neuronală. Pentru că tot timpul trebuie să te păzești, tot timpul te acuză de lucruri, trebuie să pregătești apărări în cap. Te ține pe vârfuri. Da, da, da. Și atunci, în timp ce ești așa, ești tot timpul agil. Înțelegi? Dacă n-ai femeie, mindset-ul tău este că nici n-ai nevoie de femeie în momentul în care te îmbraci ca un hobo. Dacă oricum n-ai femeie și mindset-ul tău este că nu vrei să ai femeie, atunci trebuie să te îmbraci ca și cum trebuie să arăți că, bă, eu n-am nevoie de femeie. Eu așa mă îmbrac eu. Și sub al treilea strat, put, dacă îl dai jos al treilea strat. Mă rog, e o teorie, încă nu-i confirmată. Și cred că oamenii o să spună pentru cadrul ăsta, că acum îmi dau seama, ce se întâmplă cu întrerupătorul ăla la tine aici la club, Sorin? De ce arată așa un întrerupător aici unde tu ești? Ce vedeți aici este ceea ce a rămas dintr-un întrerupător. El nu este un întrerupător per se, este s-a încropit ce s-a putut. Pentru că noi suntem un club care încercăm să mergem pe zona eco-green și atunci cumva refolosim multe chestii. Uite, și pe băiatul ăsta, lucra altceva în viață, dar l-am luat și i-am dat un alt purpose. Asta, da. E sustenabil. Da, e sustenabil. Da. Și suntem în zona asta, eco-green, reciclăm. Bă, băiatul de aici nici nu știu, dar... Hai să-l salvăm. Ne găsim un job, nu-i problemă. Aia a fost. Ai două podcasturi de aici, două vloguri. Clean. Două. Cine e băiatul ăsta? Cine ani de ring și numai victorii. Dacă se aplaude fiecare sală așa, o să urmă să și când nu se aplaude să mă deprim un pic, că nu se... N-am zis nimic, dar parcă meritam. Ca o femeie din aia la care se deschide prea des ușa, știți? După aia când ajunge în fața unui magazin și nu se deschide ușa, se simte urâtă? În loc să se gândească, păi, ia uite, clanță. Eu nu m-aș muta niciodată la București. E prea jalos. Fă, dar ți-am făcut chemare, lasă-mă în pace. Campioană! Ce zici, campioană? Bine, am reușit. Bravo. Excelent. Mersi. Oh. Am stat o oră și 7 minute. Ai cam stat. Am cam stat. Cum se simte, Luizo? Fain. Mi-e cald, da? Fain. A fost foarte fain. Mulțumesc frumos că ați venit. Și cei care nu au venit, ați pierdut. Haideți la open mic. Bapul la show, Luizy. Haideți la open mic.